Situată în mijlocul Teleormanului, comuna Rădoi se numără printre localitățile județului, unde ocupația de bază a locuitorilor este agricultura. Numără peste 1000 de gospodării și dispune de peste 4000 de hectare de teren arabil. Oamenii de aici se mândresc că au în grijă un număr însemnat de ovine, caprine și bovine. Aceste lucruri le-am aflat chiar de la edilul comunei, omul care mai bine de 4 mandate se îngrijește de managementul administrației locale. Înainte de 89 am fost șef de fermă, lucrat la cultura mare în această comună. Ulterior, am lucrat la contabilitate tot în această primărie. Din 2004-2008 am fost viceprimar. Din 2008 sunt primarul acestei localități. Dragostea de glie și de această comună m-a făcut să nu o părăsesc, să iau drumul străinătății, cum au făcut-o mai mulți cetățeni de-ai noștri. Și am rămas să pui umărul ca această comună să se dezvolte, fiecare locuitor să aibă un trai decent